domnilor consilieri, a fost obligată să fie extraordinară conform dispoziției 125 din 30.10.2020. Consultarea Consiliului de Prezidenție a Comunicatorului rezultă că suntem prezenți 13 consilieri în funcție, fiind într-un cordon prevăzut de articolul 139 și 134 din 957/2019 cod administrativ. Deci vă rog să-mi permiteți de ridicare de imagini. La articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea legii de președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Forceni pentru perioada de 3 luni. Toate proiectele se finanțează de domnul primar Antonin Gălbiță Gătării. La articolul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea legii de viceprimarul Comunei Forceni, județul Bacău. La punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Forceni, alegerea președinților, secretarilor și membrilor acestora. Având în vedere că este prima ședință după investire și validare, vă rog să-mi permite să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Deci suntem 13. Da. Vă rog să-mi permiteți să dau o citire proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință la nivelul Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Având vedere legale și acelor prevăzute de articolul 196 și 123, deci, Consiliul Local, la prima ședință, trebuie să aleagă un președinte de ședință pentru conducerea ședinței Consiliului Local pentru o perioadă, dar nu mai mare de 3 luni. În acest sens, așa cum și gândit pe domnul primar, propunem această perioadă de 3 luni ca și președinte de ședință fie doamna Abramuța, care a fost și președinte de vârstă la validarea Consiliului Local, să fie președinte de ședință pentru 3 luni. De pentru care voi supune la vot această propunere. Așa cum am anunțat, deci este pentru maxim 3 luni. Dacă sunt obiecții, sunt întrebări, sunt... Am eu o obiecție. Ordinea de vârstă să se păstreze în continuare până... De la cel mai în vârstă, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Da, atunci o să consemnăm aici, urmând ca după această perioadă, numerea președintelui de să facă în funcție de vârstă. Vârsta fiecare, da, da. Sunteți de acord ca doamna Avramuța să fie președinte de ședință pentru maxim 3 luni sau mai puțin? Pentru maxim 3 luni. De la biecare, deci nu 3 ședințe, 3 luni. Da. Deci 3 luni, nu ședințe. Nu 3 ședințe ordinare, da, 3 luni. 3 luni. 3 luni, indiferent de numărul de ședințe, din dată, că este extraordinar. Da, da, da. Deci să fie lămurită toată treaba, mă mai întreb încă o dată. Deci președinte de ședințe. Să fie numită doamna Avramuța pe o perioadă de 3 luni, urmând ca... Toți președintele se fac în funcție de vârstă descrescătoare, cum zice doamna președintă. Da. 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 De cine sunteți, sau care sunteți pe? Toți. Acum, să vedem ce facem. Să, doamna Anunța, să o lăsăm să conducă ședința. Dar dacă nu acceptați, să o... o specificație acolo. Pentru toți președinții de ședință, termenul să fie de 3 luni. Dar pentru toți? Pentru toți. Acolo nu a fost. Pentru doamna Anunța, dar pentru toți. În următorul va fi 3 luni. Pentru fiecare președinte va fi termenul de 3 luni. Pentru fiecare președinte va fi termenul de 3 luni. Doamna Anunța, pentru că și punctul ăsta, pentru 2, care va fi de
Dacă îmi permiteți, o să dau citirea. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Forțeni. Primarul Comunei Forțeni de Bacău, având în vedere raportul de specialitate numărul 4332 din 3.10.2020 al secretarului privind primăriei Forțeni, referat de aprobare numărul 4333 din 3.10.2020 al primarului Comunei Forțeni, prevederea articolului 152 alineatul 2 și 3 din ordonanța de urgență 57 din 3.7.2019, codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ordinul numărul 382 din 27.10.2020 al instituției prefectului județului Bacău privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Forțeni, văzând rezultatul alegerii prin vot secret al viceprimarului Forțeni, în temeiul articolului 196, litera urmăranță de urgență numărul 57 din 3-7, cod administrativ cu modificări și completări ulterioare. Propun. Rămânem doar aici. Aprobarea alegerii. Alegerea viceprimarului, fără nume, domnului sau doamnei consilier, pe o durată de 4 ani, cât reprezintă mandatul Consiliului Local ales la data de 27 septembrie 2020. Pentru proiect de hotărâre va fi dezbătut în ședință publică din data de azi, 3.11.2020, și va fi adus la cunoștință publică în condiții de lege. Semnează primarul și secretarul. Vă dau citire și la referatul de aprobare. Referat de aprobare numărul 4333 din 3.10.2020 la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Forțeni, domnul consilier. Fiind prezent, avem la cunoștință că în cadrul acestei ședințe se impune ca necesară implementarea de către Consiliul Local la prevederilor articolului 152, alineatul 2, alineatul 3, alineatul 6 și 8 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări și completări de ulterioare. Viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritatea absolută din rândul membrilor Consiliului Local la propunerea primarului sau consilierilor locale. Conform articolului 5 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, codul administrativ, majoritatea absolută, primul număr natural, care este mai mare decât jumătatea din totalul membrilor în funcție. Conform articolului 5, litera E, ordonanța de urgență, numărul 57 din 2019, codul administrativ, majoritatea simplă, primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezent la o ședință. Pe care de consecință, pentru a fi ales viceprimarul, este nevoie de a fi respectate aceste prevederi de 7 voturi pe. Acum, domnul secretar, să luați procedura da. De inițiere și propun. De alegerea viceprimarului. Așa cum prevede legiuitorul. Propuneri de care avem buletinul de vot. Dar propunem la orice. Și urmează să se propun numele și prenumele celui care pe organizații politice, pe care organizații politice, pe persoană și cine propune, așa cum prevede legiuitorul, înregistrarea pe buletinul de vot se face în ordinea propunerilor făcute. Nu s-a făcut, pentru că suntem aici, avem președinte de ședință. Toți de față, când răsturăm voturile, o să fim toți. Avem președinte de ședință, suntem toți de față, deci nu este nicio comisie care să... Președinte de ședință, sunt normal dintre noi. Nu este, nu este prevăzut să delegi. Asta o putem constata, nu putem constitui momentan. Totuși, totuși, ca să-l țin, vă rog frumos. Domnul secretar. Putem propune o comisie, voi ne-a fost. Doamna Lidia, ca să nu fie, să fie cu număr impar, propun eu ca primar să nominalizăm trei persoane din partide diferite care să nu mai votăm. Corect?
erai din toate partidele, participați. Da, președinte, da? Da. Consemnați și faceți trei propuneri. Unul dintr-o parte, dintr-o parte ca să fie trei. Număr impar, care sunt numerii, da? Sunt patru partide în jur. Propuneți. Da, dar trebuie trei. Atunci la un consens. Și Lidia. Și doamna Lidia. Da. Haideți să lămurim. Propuneți. Unul. Pentru fiecărui partid. Din partea PSD-ului. Propune pe Rotariu. Propuneți. Rotariu. George. PNL-ul? Din partea PNL-ului? Cobuzlinia. Cobuz. Din partea Pro-România? Doamna Luța. Nu, doamna Luța. Doamna Luța, bun, e președinte. Da, nu știu. Foarte bine, ziceți aici. Da, da, da. Hai să fie numit. Atât, avem comisia de numărare. Bun. Mă numărim. Acum. Adică acum să trecem la propunerea. Propunerea. Și înregistrarea pe buletinul de vot în ordinea propunerilor făcute pentru funcția de liceu. Cine face prima propunere? Da. Organizația PSD al domnului Scorțeni propune ca și candidat la postul de viceprimar pe domnul Ondu Adrian Alexandru. Thank you.
mare. Comisia de numărare, suntem publicați toți trei de acolo. Se răspundăm pe masa... Da, pe masa aici. Mai la aici. Domnul cu camera. Acolo e podul administrativ, regulamentul de organizare a consiliului local stabilește. Aș dori ca alegerea viceprimarului să se facă cât mai repede, pentru
ceva de la mine, genul așa? Sau vorbim? Vorbeau și eu mult. Hai mă, să nu am așa, să nu am așa, să nu am așa, să nu am așa, ușor de a spune niște cuvinte fără acoperire. Nu știu să zic niște spun multe, dar nu sunt multe adevărat. Dar nu trebuie să nu ne bine. Nu trebuie să facem public așa o chestie cu... Dar eu vreau. Dar nu vreau eu, că nu pot să dau dreptul la replică. Acum dumneavoastră propune. Joi, vineri sau săptămâna pe care dacă vedeți. Joi, domnule, ce am în joi facem ședință. Eu n-am nicio problemă. Dumneavoastră votați și de acord. Păi da, la vot! Votați! Votați mâna cine vrea jur! Păi ați văzut nici ceva! Din punct de vedere... Joi la ora 2! Haideți să-l ascultăm și pe un secretar. Deci, din punct de vedere legal, astăzi am avut ședințe extraordinare. Ca să putem urgenta, sau ce se spune de rândul consilierilor, putem face una de îndată, dar din momentul în care voi da dispoziția mâinii pentru ziua următoare. Asta însemna joi, miercuri joi. Să o facem de îndată cu singur proiect de hotărâri cu alegerea viceprimarului. Asta este procedura. Dumneavoastră să facem de asta, să facem ordonanță, să existe timp 5 zile frumos, pregătiți documentele, nu? Da, extraordinară va implica foarte mult și alte proiecte de hotărâri care așteaptă. Și la ordinară va ordonanță. Da, supuneți la vot pentru proiect extraordinar sau de îndată, cum a zis dumneavoastră, care este de acord, dar cum facem de ordinară și gata. Doamna președinte. Cine este de acord să facă joi o ședință de îndată sau cine este de acord să facă o ședință ordinară? Supuneți la vot și consilierii și consilierii. Supunem la vot cum o decideți. Pentru la ședință sau ordinară? Cine este de acord? Joi. De acord. Pentru ședința? De joi. De joi. Cine este de acord pentru joi? Pentru joi. 3, 6, câți avem? 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, rămâne pe jur. 7, avem 7, 7, 7, 7, mă da? Păi și eu, rămâne pe jur. Rămâne pe jur. Deci avem, avem o vot. 8, 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 întrebați, doamna președintă, de ședință. Cine se abține, cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Nu înseamnă că tot... Cine se abține? Cine se abține? Cine se abține? Domnul Cipcă și doamna Păbuzlini, iar doamna Ceaușu Narcisa. Doamna Tamara, te abții? Nu, am zis da. Ah, ok, Tamara face acolo. Să avem 3, înseamnă că avem 9. Avem 9. Avem și 2. 3 fac 10, mai trebuie 2. Ați numărat minori, minori, minori. Dacă acum vă absâniți, acum vă absâniți. Haideți să o luăm de la capăt, dacă nu... Cine este pentru 2? Cine este pentru 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doamna, ce au zis? Doamna, 8. Tamara, 9. Și Domnul Tănase, 10. Da, 2 se abține. 3 se abține. 3 se abține domnul Cipcă. Doamna Lidia. Joi la ora 2, a spus. Da. Fixați dumneavoastră ca să poți să așa după. A spus ora 2, ora 2, rămânică. Asta e, tot. De îndată, joi. La ora 14. Ora 14. Domnule, dacă nu te permite să continui proiectul de hotărâri pe urmă de zi, urmează așa cum ați primit și în invitație. Este... Știut faptul că după ce se validează Consiliul Local, urmează a se aproba constituirea unui număr de 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local, care domnul primar a dat curs la o formă, iar așa cum am și menționat mai devreme, un trecut în proiect, dacă sunteți de acord cu nominalizarea pe comisii, așa, să ne supunem votării și eventual, pentru fiecare comisie în parte, să se aleagă și secretare, președinte și secretare acestor comisii. Dar ce fire comisii?
Deci la Comisia de Specialitate a Activității Economice, Editare, Gospodărești, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public Privat, Urbanism, Agricultură, Producție, Mediului, Turism, Servicii și Comerț. Domnul primar a propus pe doamna Focus Lidia, Franț Daniel, domnul Alexandru, Adrian Alexandru, semnat de și dat pe Mihai Silviu. Sunteți de acord cu nominalizarea? Nu, nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord. România are 4 membri, trebuie să fie măcar 2 la Comisia de Buget Finanțe. E exact aceeași ca și PSD-ul. La Buget Finanțe nu avem niciun membru. Scurt. Ok. Faceți propuneri. Doamna, vă rog așa. Încheiem momentan. 5 minute. 5 minute, vreau să vă rog să spun așa, că nu am nicio problemă. Fiecare să propună. 5 minute, 10 minute. Eu am gândit-o în felul următor, dacă îmi dați un pic. Eu am zis așa. Din punctul meu de vedere, nu-i neapărat să fiți de acord cu mine, sunteți concilieri și treci votări. Pe partea juridică, normal, m-am gândit la domnul Rotariu, că este jurist, doamna Narcisa, Bieța Tănașu Palcău. Aici, la doamna Tamara, normal, criticultură. Da, asta e. Nu, eu de acolo, asta e comisia. Așa, era normal. Noi discutăm de buget finanțe. La buget. Cu cine vrei să faci blocada? Cine vă urmăreți în 5 minute? Da, ca să faci blocada, să fii, eu n-am nicio problemă. Dar în comisie se alege proporțional numai între consilieri. Deci este clar că bun, doamna Cobuș, dumneavoastră, dumneavoastră, nu. Nu la buget finanțe. Bun. Bun. De la Pro-România la buget finanțe, doamna Ceaulescu. Da, alegeți-vă voi alea, ca să n-am venit. Da? Un pic, o fabă de 5 minute. 5 minute ca să avem o rezoluție, ca să nu ieșim cu nimic. 5 minute, da? Opriți-vă. Comisii, hai, să puneți la vot comisii în primară și care alegem aici? Președinte. Sunteți de acord cu componența comisiilor stabilite de grupuri de partide și asociații? Deci, mai dau o dată citire să fie clar la Comisia de Specialitate privind Activități Economice, Buget Finanțe. Doamna Ceaușu Narcisa, domnul Tănase Ilian, domnul Ondu Alexandru, semnat Bebe, Zantărescu Mihai Sirtu. La Comisia de Specialitate Administrație Publică Juridică și de Disciplină, avem pe domnul Rotariu, la George, Alcău Adrian, domnul Franț, domnul Pieța Tone și doamna Cobuz Lidia. La Comisia 3, Comisia de Specialitate, Învățământ, Cultură, Sănătate, Activități Sociale și Culte, avem pe domnul Cipă, Avram Muța, Mogirescu, Tamara. Sunteți de acord cu aceste 3 comisii? Da. Deci, în unanimitate. Pe fiecare comisie care vă știți, faceți propuneri de un președinte și un secretar. Cred că de consecință. La Comisia numărul 1, Comisia de Activități Economice, Digitale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, Urbanism, Agricultură, Protecție, vă rog să desemnați un președinte și un secretar. Domnul comisar. Comisia. Comisia de care este compusă de doamna Ceaușu, domnul Tănase, domnul Ondu Adelescu. Eu vă rog pe președinte cu domnul Ondu, Izabrescu, Mihai Sindu, secretar. Nu, eu nu vreau secretar. Eu aș propune-o pe doamna Ceaușu, secretar. Nu, am mai fost undeva. Atunci președinte dumneavoastră, pentru că sunteți prima la comisie acolo. Președinte dumneavoastră și domnul Iulian Dunase. Mai ales că s-a susținut că vă rămâne membri în comisie. Iulian Dunase, secretar. Așa cum fi comisie de acolo. Care, da. Deci, doamna Ceaușu, președinte și domnul Tănase, secretar. Sunteți de acord? Da. Păi tot cu toți suntem, cum am numai comisia? Toți votăm. A, voi sunteți, dar mai dreptat, voi la comisia. Da, să se acord. Dar nu vă spate un comisia. Dar nu, toți mai domnul. Ei, doamna cea mai comisia. Comisia, comisia, aia ce? Ei, și aici. Da. Nu, eu sunt de acord. Nu, sunt de acord. Eu nu sunt de acord. Da, dar câți voți am? 3, nu contează, 3 la 2. Rămâneți așa, dar de ce? Deci rămâneți stabilit, domnul Tănase, secretar. Da. Doamna Ceaușu, președintă de ședință la Comisia de Buget. Și cu votul, doi plus unul. Dar are majoritate. Deci... La Comisia am terminat. Urmează Comisia de Specialitate, Administrație Publică, Juridică și de Disciplină.
Apărarea ordinii publice și a drepturilor libertăților cetățenești. Aici avem pe domnul Rotareu, domnul Paltiu, domnul Franț, domnul Bețatone și doamna Cuguz Lidia. Vă rog din astea... În ordine consiliului, toți președinte și vicepreședinte. Pe cine propune președinte? Președinte și secretar. Secretar. Secretar Adrian. Adrian Paltiu, secretar. Da. Deci domnul Rotareu președinte, da? Da. Votează pentru, da? Și domnul Falcon, secretar, da? Am ajuns la Comisia 3 de Învățământ, Cultură, Sănătate, Activități Sociale și Culte, Protecția Copilului, Activități Sportive de Agrement, în următoarea componență. Domnul consilier Țipcă Ionuț, Avram Noța și Mădirescu Tamara. Vă rugăm și vă desemnați președinții și un secretar din această comisie. Domnul Țipcă, președinte. Și doamna Tamara, secretar. Ați votat? Sunteți de acord? Da. Ok, trei voturi. Mi-ai luat înainte. Deci, domnul consilier, așa cum s-au stabilit, comportați-vă pe termenul legal. Deci, nu s-a putut stabili astăzi alegerea viceprimarului. Așa cum s-au stabilit de domnul consilier, urmează să demarez procedurile pentru a da drumul la ședința de îndată pentru joi, ora 14, cu un singur proiect pe ordinea de zi privind alegerea viceprimarului Comunei Scorceni. E cald de consecință, consider că ședința este închisă. Vă mulțumesc!